Ia ridică. Oh, hai că nu ești chiar atât de grea. Opa! Bravo! Prima vizită, contrar mitului vehiculat că ar trebui făcut la vârsta de un an de zile, este după ce se termină schema de vaccinare, adică la 3-4 luni. Înainte de ne apuca de băiță, verificăm blănița cu un pieptăn să vedem dacă prezintă câlți. Pentru rasele cu blănița lungă naturală, cum ar fi Yorkshire Terrier, Shih Tzu, Bichon Maltez, avem varianta de a păstra blănița așa, lungă, și atunci excludem tunsoarea, dar trebuie la fel îngrijită, periată zilnic. Există mai multe tipuri de șampon. Șampon de curățare, pe care îl folosim la prima spălare. Șampon de hidratare. Șampon special dedicat pentru fiecare culoare de blăniță. Dacă este albă, folosim un nuanțator pentru culoarea albă. Pentru blăniță aspră, pentru blăniță foarte moale. Și apoi aplicăm balsam. Odată la cât timp este indicat să aducem câinele la frizerie? Frecvența depinde foarte mult de tipul de blăniță, dacă se tunde sau nu, în ce mediu trăiește. Pentru că contează mult dacă stă pe canapeluță toată ziua și este plimbat doar de 2 ori pe zi sau dacă petrece foarte mult timp în aer liber și se murdărește foarte repede. Și atunci, frecvența ar fi undeva între 2 săptămâni, 2 luni. Ești foarte cumințică. Ești foarte cumințică. Te-ai așezat aici. Impresia că ți-i place, nu-i așa? Și acasă, când facem băiță, să ținem dușul pe plăniță, direct. Să nu ridicăm foarte sus, pentru că se sperie. Sus fundul, te rog. Nu se tunde deloc blănița la Golden Retriever. Blănița lui este una combinată. Dacă i-o tunde, există posibilitatea, sunt șanse destul de mari, de fapt, să-i crească în mozaic, adică cu goluri. Părți care să crească mai repede, blăniță mai lungă și părți care să crească mai încet cu blăniță mai scurtă. Este important ca de fiecare dată să-l ducem la același groomer, nu? Este foarte important pentru că el se obișnuiește cu persoana respectivă și prinde încredere că acolo nu i se întâmplă nimic rău și practic îi devine prieten groomerul respectiv. Obișnuiești să le oferi câinilor recompensă? Da. Obișnuiesc să le ofer la băiță, la periat, la tuns. Ia, îți place? Bravo! Bravo! Le câștigi mai bine încrederea? Exact, sau? Ca să le câștigăm încrederea, ca să vadă că sunt recompensați, că au făcut ceva bun. Acum verificăm unghiuțele. Unghiuțele se verifică lunar. Cam o lună, o lună și jumătate maxim. Apăsăm un pic pe pernuță. Asta pentru proprietarii care taie unghiile acasă, apăsăm pe pernuță ca unghia să iasă în exterior. Dar înainte ne uităm ca unghiuța să fie cam la nivelul pernuței. Punem o soluție sau un gel special pentru urechiușe. 1-2 picături în fiecare ureche. Acum dăm cu parfumel ca să completăm un look minunat. Acum ești gata de plecare. Te mai aștept pe la noi